Denumită și boala mâinilor murdare, aceasta se manifestă prin greață, vărsături și pierderea apetitului. Aceste simptome apar la persoanele infectate după 2-4 săptămâni de la momentul infecției. La Medgidie au fost înregistrate 17 cazuri de hepatită. La mai multe instituții de învățământ s-a făcut deja dezinfecția. Au apărut la 4-5 școli și la 4 grădinițe. Sunt probabil, perioada de incubație este înainte de, perioada de contaminare este înainte de a începe anul școlar. Noi luăm măsuri în sensul în care verificăm condițiile igienico-sanitare și modul în care și substanțele cu care se efectuează dezinfecția și punem un accent foarte mare pe respectarea normelor de igienă, pe respectarea bunelor practici, motiv pentru care am îndrumat și am indicat domnilor directori ca să prelucreze aceste lucruri la nivelul clasei și la nivelul ședințelor cu părinții. Nici primăria nu a fost ocolită de acest virus. O persoană a fost internată după ce a fost diagnosticată cu hepatită. Persoanele se internează, se izolează, primesc tratament. După un tratament profilactic în spital de 10 zile, urmează o perioadă de 21 de zile cu regim alimentar și cu odihnă pentru ca funcțiile ficatului să regenereze. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică din Constanța vor continua cercetările pentru a se stabili de unde pornește acest focar. Cel mai important lucru este ca fiecare persoană să aibă o igienă strictă. Cel mai elementar lucru este spălatul pe mâini cât mai des cu apă și săpun.